Între o conferință județeană și un congres național, între un spital de pediatrie de la care ne-am luat adio, aș putea spune în mod oficial, și o administrație locală și județeană zdruncinată din temelii în primele luni ale anului, în această seară, vă propun să ne facem timp și să tragem o gură de aer proaspăt în noi și să vorbim puțin despre cauzele tuturor acestor dezastre, dacă le putem numi așa, să ne îndreptăm atenția mai degrabă către educație și să vedem în ce mod au sau nu posibilitatea tinerii de astăzi să se îndrepte către un cadru administrativ sănătos. Și nu întâmplător am ales să discutăm în această seară la Neconvențional alături de Mihai Apostolache, cadru universitar, cadru didactic universitar. Bună seara, domnule Mihai Apostolache. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră. Mulțumesc și eu pentru faptul că mi-ați oferit ocazia să fiu astăzi în studioul nostru. Este o titulatură fresh, dacă pot să o numesc așa, și asta pentru că cei care ne urmăresc în acest moment, probabil că își aduc aminte de numele de Mihai Apostolache, da? Fie din cele două mandate pe care le-ați deținut în trecut în Parlamentul României din partea Social-Democraților, fie, de ce nu, ca secretar general al Partidului Democrat Liberal, filiala prahoveană, sau secretar general al PNL Prahova. De data asta, spuneam la începutul emisiunii, vom discuta puțin despre educație, despre educația universitară, despre șansele pe care le au ploieștenii, tinerii care se îndreaptă către facultatea UPG de aici, de la noi din Ploiești, cu precădere despre ceea ce înseamnă administrația publică la nivel universitar. A fost un an greu, a fost un an negru pentru Ploiești, pentru Prahova, în primele 6 luni, de fapt în mai puțin de 6 luni de la începerea acestui an calendaristic, administrația județeană și cea locală au căzut la pământ. Nu aș vrea să intrăm în detalii despre ceea ce s-a întâmplat acolo. Aș vrea, în schimb, să vă întreb pe dumneavoastră, pentru că, printre altele, sunteți și directorul Centrului de Studii și Cercetări Juridice și Socioadministrative din cadrul UPG Ploiești. Care este PR-ul administrației publice din România în momentul de față, în Prahova, dar și în restul țării? Sunteți și dumneavoastră cetățean ca și mine și observați cum lucrurile merg pe o pantă extrem de periculoasă pentru ceea ce înseamnă administrația publică. Până la urmă, administrația publică este coloana vertebrală a statului. Foarte multă lume uită acest aspect. O administrație defectuoasă, o administrație care nu servește cetățeanul, care s-a îndepărtat foarte mult de cetățean, afectează până la urmă siguranța statului. Și din acest punct de vedere, cred că trebuie regândit tot mecanismul administrativ, trebuie găsite noi pârghii, astfel încât această zonă a societății să revină în locul său firesc, acela de a oferi cetățeanului siguranță, de a oferi cetățeanului, spuneam, servicii publice de calitate și, sigur, să fie mult mai atractivă pentru generația tânără, pentru că desele exemple pe care oamenii le văd la televizor, exemple negative din administrație, nu fac decât să îndepărteze oamenii de acest domeniu. Tinerii, în general, caută să își canalizeze energia mai degrabă către zona privată și să lase deoparte sectorul public, pe care îl vedem, din păcate, dominat de foarte multe probleme. Eu aș vrea să facem la un moment dat, în cadrul acestei discuții a noastre, din prima parte a emisiunii de astăzi, din această seară, să facem și o paralelă între administrația publică românească și administrația publică din țări, chiar de ce nu, din Uniunea Europeană, da? Țări precum Marea Britanie, Franța, Germania, Belgia, iată, care are o istorie puternică, este de altfel punctul zero de unde a născut această administrație publică europeană, așa cum o înțelegem în ziua de astăzi. Dar eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră,
voastră în calitate de cadru didactic universitar. În condițiile în care deschidem televizorul sau deschidem o pagină de internet, fie pe desktop, fie pe telefonul sau pe orice fel de gadget, și vedem în felul următor: știri referitoare la modul în care capii administrațiilor publice, locale și județene din România sunt secerați de direcțiile naționale anticorupție, serviciile teritoriale sau chiar cele, sau chiar cel central, da? Unul la mână. De la mână, știrile despre administrația publică românească au devenit în ultima perioadă, dacă nu despre cum cad aceste capete pe rând, despre cum angajații intră în grevă, despre cum angajații își cer majorări de salariu, despre cum le sunt acordate sau nu aceste majorări de salariu și despre cum liderii de sindicat vin în fața opiniei publice și militează într-adevăr pentru o schimbare din acest punct de vedere. Ce ar trebui să înțeleagă un tânăr aflat la început de carieră sau aflat chiar la început de facultate, da? Atunci când ar vrea totuși să se gândească, să aleagă această zonă administrației publice? Pentru că s-ar putea de cele mai multe ori părintele care îl ascultă, da, sau prietenii să-i spună: bă, tu ești nebun, tu nu ești sănătoasă, că unde vrei să te duci, ce vrei să faci acolo? Și atunci, care ar fi șansele, care ar fi pașii pe care ar trebui să-i urmeze acest domeniu pentru ca în viitorul apropiat sau nu îndepărtat, da, să se creeze totuși o revitalizare a ceea ce înseamnă administrația publică în adevăratul sens al cuvântului? Bun, aici este contează foarte mult și modul în care cei care lucrează în administrație promovează domeniul din respectiv. Pentru că, sigur, sunt și lucrurile rele de care ați amintit și dumneavoastră, dar sunt și lucruri pozitive. Sunt oamenii care muncesc onest, sunt oameni care dau rezultate foarte bune în sectorul public și cred că astfel de exemple ar trebui la rândul lor promovate, tocmai pentru a se pune la un moment dat în balanță de cel care analizează această sferă a vieții sociale și să tragă concluzia corectă. Pentru că, da, sunt o sumedenie de probleme în administrație, dar sunt și lucrurile bune și acelea trebuie arătate. Ați amintit câteva aspecte ce țin de solicitări ale angajaților, de solicitări ale sindicatelor. Până la urmă sunt fire și fac parte din jocul democratic. Dar, dincolo de asta, trebuie să ne uităm și la condițiile în care lucrează foarte mulți oameni din administrație, trebuie să ne uităm și la, spuneam, la performanța unora dintre ei care ar trebui apreciată mult mai mult și acei oameni dați ca exemplu, astfel încât și alții la rândul lor să tindă către ceea ce au făcut acele persoane. În ceea ce privește tinerii, dacă vin la specializarea administrație publică de la universitatea noastră sau de la alte universități, înseamnă că sunt interesați de acest domeniu în ciuda dificultăților prin care trece sectorul public. Da, problema este alta. Niște date, o statistică. În ultimii ani, da, absolvenții acestei facultăți din cadrul Universității Petrol-Gaze de la Ploiești au reușit să penetreze sistemul public administrativ, s-au angajat în primării, în consilii locale, în consilii județene, au reușit să ajungă acolo unde intenția, au vrut să ajungă inițial făcând această facultate? Intenția lor este clară, da, de a merge în sectorul public. Este o problemă ce ține, în primul rând, de context, da? Administrația, dar în general posturile din administrație sunt în continuare blocate, doar când iese cineva la pensie sau, mă rog, în anumite situații se eliberează un loc, atunci poate fi ocupat de altcineva din afară, dacă, sigur, îndeplinește condițiile legale. Mai e și aspectul, da, aspectul legislativ care trebuie clarificat. Eu chiar în vară am avut o discuție cu o parte din aleșii din local din Prahova, cărora le-am sugerat, măcar pentru ceea ce înseamnă pentru viitorul mandat, să ia alături de dânsi și tineri care au terminat specializarea administrație publică, pentru că sunt oameni care pentru asta s-au pregătit. Și cum au răspuns? Cum au avut inițiativa? Pentru că eu sunt foarte curios să văd figurile deja cunoscute
pentru mulți dintre noi, însoțite de un astfel de tânăr dornic să învețe. Sigur, mult mai comod pentru un primar sau pentru un președinte de Consiliu Județean este să-și ia un consilier din rândul oamenilor care i-au fost alături în campania electorală, care, mă rog, l-au ajutat în diverse momente. Dar cred că ar trebui să ne schimbăm un pic atitudinea și să acordăm șansa și acestor tineri care, spuneam, s-au pregătit efectiv pentru a da păși pe acest tărâm al administrației publice și aș face o carieră din asta. Din păcate, sunt mulți care nu reușesc să ajungă aici, dar spuneam, există o șansă. Pentru că legislația permite, cel puțin în ceea ce privește consilierii personali ai primarilor sau președinților de consilii județene, ca oameni din afară să fie aduși mult mai ușor în sistem. Nu este, mă rog, condițiile sunt mult mai legere față de un om care trebuie să ocupe o funcție publică sau să ajungă personal contractual. Deci, ar fi o soluție pentru ca tinerii, da, pentru ca absolvenții de administrație publică să ajungă în sistem. Vă dați seama cât de mult ar conta pentru un tânăr să stea un an de zile, să spunem, da, în administrație, să Să capete reziste un o an de zile în experiență. Eu sunt convins administrație. că rezistă, nu e o problemă. Plus de asta, sunt convins că acei oameni vin și cu elemente noi. Da, pentru că au dorința de a se afirma. Au o serie de idei pe care doresc să le pun Și în acum practică vă și este întreb, un beneficiu pentru domnule Mihai administrație. Apostolache, sunteți convins că un tânăr care vine pregătit să mute munții din loc, cel puțin la Nu nivel spun că. imaginativ, cel puțin la nivel declarativ, cu toată buna intenția lui, în administrația locală sau județeană din Ploiești sau Prahova a reușit să aibă un feedback în ceea ce îl privește pozitiv după un an de zile petrecut în compania monștrilor? Și mă refer aici la experiență, evident, la nimic altceva, adică nu vreau să sune peorativ. E o întrebare la care aș vrea un răspuns cât se poate de sincer, pentru că dumneavoastră ați avut cumva legătură foarte mare cu acest domeniu. Și spuneam la începutul emisiunii, mandatele pe care le-ați avut în calitate de parlamentar, dar și munca administrativă din cadrul altor organizații. Ați fost cumva legat de ceea ce înseamnă administrația publică? Tinerii au multe de învățat din administrație. În același timp, tinerii pot să ofere, da? Idei foarte bune pentru dezvoltarea administrației și asta, spuneam, va ajuta și sistemul administrativ, dar va ajuta în același timp și cetățeanul, pentru că, da, perfecționând serviciile publice, automat vin sprijinul cetățeanului. Sigur că, da, nu peste tot oamenii își înțeleg rolul și rostul lor într-o instituție. Dar asta nu înseamnă că toți sunt răi, dar toți aleșii locali au probleme de integritate. Sunt și oameni foarte buni care își văd de rostul lor, care sunt apreciați de comunitate și, vedeți, de la un mandat la altul sunt realeși. Și pentru că întotdeauna există loc de mai bine, ce ar trebui să se întâmple în momentul de față, nu neapărat la nivelul județului, ci mai degrabă la nivelul României, în ceea ce privește administrația publică, pentru ca lucrurile să se îndrepte către o tendință normală, da? Către calea deja bătătorită a statelor cu o istorie în ceea ce privește administrația publică. Păi, în primul rând, ne referim la personal. Să încercăm să aducem oamenii pregătiți pentru a face față problemelor din administrație. Statul român investește foarte mulți bani în școli de administrație. Dacă tot am creat școli de administrație, de ce să nu folosim acea resursă umană rezultată din actul educațional din aceste școli în sectorul public? Pentru asta îi pregătim. Nu îi pregătim să ajungă vânzători la buticul din colț, îi pregătim să lucreze în sectorul public, în administrația publică în general. Din Și eu păcate, spun că lucrurile se vor schimba. Sigur, aici mai intervine și componenta de motivațională, da, aspectul de natură financiară. Nu întotdeauna salariile în administrație sunt, da, pe măsura muncii pe care o prestează cei din sistem. Dar cred că și lucrurile astea se pot regla. Tot aud, nu sunt fonduri, da?
Da, pentru diverse lucruri, cum apar, nu știu ce situație ieșite din comun sau ceva care ar putea să aducă un plus de capital electoral unui anumit lider politic, dintr-o dată se găsesc fonduri. Când e vorba să sprijini anumite categorii de personal din administrație, acei bani nu se găsesc. I-aș vrea să văd și ziua aceasta de care discutăm acum, în care tinerii vor fi primiți cu brațele deschise către un loc sau către o carieră în administrația publică, ne privește acum strict partea locală, locală sau județeană, și să se facă cumva această infuzie de mentalitate proaspătă, da, pe care cred că o deprind studenții care au ales această facultate în timpul cursurilor, da, în timpul anilor de licență, și cumva la sfârșitul zilei să existe o compoziție din asta foarte bine omogenizată care să dea roade într-un final. Pentru că dacă mă întrebați pe mine acum, urmărind, așa cum probabil că o fac și cei care ne urmăresc acum, posturile de știri, televiziunile de emisiunile, talk show-urile, da, de știri, subiectele din presă, lucrurile nu par să capete un aspect îmbucurător în viitorul foarte apropiat, cel puțin pentru acești tineri. Și așa cum arată și datele furnizate chiar de Institutul Național de Statistică, în continuare în România, peste 80% dintre absolvenții de facultăți și mastere și programe postuniversitare sfârșesc într-un loc de muncă ce nu are absolut niciun fel de legătură cu ceea ce Cu au studiat pregătirea lor, pe sigur. băncile universităților. Cum am putea schimba asta, cel puțin, știu și eu, la nivel teoretic, având în vedere chiar situația de care discutăm acum? Avem o facultate de administrație la UPG, pregătim tinerii, suntem convinși că ar putea să schimbe ceva, dar în același timp locurile, posturile posibile sunt blocate. Da, eu v-am dat o soluție simplă. Soluția în ceea ce privește consilierii personali poate rezolva parțial o astfel de situație și în felul ăsta poți să și testezi, da? Dacă aducerea acestor oameni în sistem va ajuta sau nu sistemul. Da? Îi ții un an de zile, îi ții 2 ani de zile, după care faci o evaluare și vezi dacă acel om a dat randament sau nu. Eu sunt convins că acești tineri vor aduce un plus în administrație, pentru că le cunosc foarte bine intențiile, le cunosc dorința de a se afirma, iar când un om are în el această forță și dorință de a face un lucru bun, cu siguranță că reușește, indiferent unde se duce. Strict vorbind de administrație și de Prahova, chiar ar putea să fie un proiect pilot în Prahova, aici unde Universitatea furnizează această resursă umană de calitate și iată, toți primarii din Prahova pot lua alături de ei un absolvent de administrație publică. Eu sunt foarte curios și aș fi foarte încântat să văd un asemenea program pilot care, de ce nu, să reziste pe parcursul mai multor ani în care acești absolvenți sau chiar studenți ai facultății de profil de la UPG să vină, să se îndrepte către centrul orașului, da? Și la propriu și la figurat, către Sigur. administrația publică și să reușească printr-o formă de colaborare sau alta să facă parte din acest aparat administrativ public, pentru că ar fi practic singura schimbare sau singura infuzie depolitizată, fără niciun fel de interes, care ar putea aduce acolo o viziune proaspătă. Aș vrea să rămânem la ceea ce înseamnă în momentul de față Universitatea Petrol Gaze pentru dumneavoastră, domnule Mihai Apostolache, pentru că, exact așa cum spuneam la începutul emisiunii, sunteți și directorul Centrului de Studii și Cercetări Juridice și Socioadministrative care funcționează în cadrul Universității Petrol Gaze de la Ploiești. A fost o vară interesantă și în același timp plină, din câte înțeleg, pentru dumneavoastră. Nu întâmplător se află și această revistă, dar am să vă las pe dumneavoastră să ne spuneți mai multe despre ea lângă dumneavoastră. Cum a pornit
totul, pentru că pentru mine e o poveste frumoasă pe care o descoper în această seară. Spuneam că tragem o gură de aer proaspăt în piept. Deci ați lăsat la o parte două mandate de parlamentar din partea socialdemocraților, ați lăsat la o parte bucătăria internă, da, și anumite poziții pe care le-ați deținut în celelalte două partide politice și v-ați îndreptat către mediul universitar, academic. Sunt în universitate din 2002, după ce am terminat facultatea. Deci nu este un mediu străin pentru mine. Dar acum ați renunțat cumva la cealaltă parte și vă dedicați întru totul, așa cum văd în momentul de față, acestui domeniu. Da, este adevărat, mai ales că am pornit din 2013 acest centru de studii și cercetări împreună cu ai mei colegi de catedră. Și totuși, în 2 ani de zile, pot spune că avem destul de multe lucruri cu care să ne lăudăm. Începând de la organizarea de conferințe naționale și internaționale, am prin acest gen de evenimente științifice, am reușit să deschidem universitatea și către alte entități publice sau private. Și de asemenea am atras atenția că și la Ploiești există un potențial, da, există oameni preocupați în acest domeniu al științelor administrative, în domeniul juridic, al științelor sociale în general. UPG-ul este renumit pentru, în primul rând, pentru componenta sa tehnică, dar iată, încercăm și noi să aducem un plus de valoare pe această zonă juridică și de științe administrative. Spuneam că am organizat aceste evenimente internaționale care ne-au asigurat vizibilitate națională și internațională. Plus de asta am înființat și Jurnalul de Drept și Științe Administrative, o revistă care reunește, da, opinii ale multor specialiști consacrați din domeniul dreptului din România și din străinătate. Am aici în stânga ultimul număr al acestui jurnal. Este destul de stufos. Este destul de voluminos. Practic reunește toate articolele care au fost prezentate la conferința internațională din iunie, organizată de noi la Ploiești. El poate fi consultat și pe internet, da, articolele sunt acolo în integralitate, așa că orice persoană interesată poate să... Mai avem puțin până la pauza de publicitate și imediat după ne vom îndrepta atenția către un alt subiect, așa cum spuneam mai devreme, dar n-aș vrea să încheiem prima parte a emisiunii fără a menționa un lucru de care dumneavoastră îmi povesteați mai devreme înainte de a intra în direct. Ați depus tot acest efort pe cont propriu, dacă pot spune așa, și atunci întrebarea mea ar fi următoarea. Ce v-a determinat să investiți din punct de vedere, de ce nu chiar financiar, din punct de vedere al timpului, din punct de vedere al sentimentelor, nu al ideilor, al trăirilor dumneavoastră, că e o muncă ce necesită destul de mult timp fără toate aceste ingrediente, cu siguranță n-ați reușit să faceți un lucru de calitate, așa cum văd că sunteți porniți să-l faceți. De ce? Pentru că îmi place ceea ce fac. Sunt un om activ, sunt un om care nu aștept ca cineva să mă împingă de la spate. Am găsit și deschiderea necesară la conducerea universității pentru a înființa acest centru, pentru a porni această revistă. Nu am solicitat niciun fel de sprijin financiar pentru că am vrut să arăt că dacă ne punem un pic mintea la contribuție și găsim idei bune și de asemenea oameni care doresc să se implice în astfel de proiecte, putem să realizăm ceva frumos. Și iată că am vrut să dau un exemplu că se poate. Asta a fost, de fapt, asta a fost ideea de la care am pornit. M-am săturat să tot aud că e greu, că nu se poate. Eu am vrut să arăt că se poate, atât eu cât și colegii mei care au crezut în acest proiect și cărora sigur le mulțumesc pentru că au fost alături de mine până în acest moment în toate activitățile centrului.
cumva de la administrație, de la domeniul academic către politică, e un pas mare și nu prea. Adică Este o legătură foarte e o strânsă, pot legătură foarte spune. strânsă, dar în același timp par două lumi total diferite. Două lumi în care datele sau cum să le numesc așa, datele empirice sunt folosite în feluri total diferite, de multe ori chiar extreme. După pauza de publicitate, aș vrea să vorbim puțin de acest moment important la care întreaga România va asista, o nouă moțiune de cenzură, în calitate de membru al Partidului Social Românesc, în fruntea căruia se află Mircea Joană. Aș vrea să discutăm puțin și despre poziția PSRO-ului în ceea ce privește această moțiune de cenzură, dar să trecem cumva în revistă și imaginea pe care o aveți acum, când sunteți un pic detașat de tot ceea ce înseamnă politică, adică nu mai aveți, nu mai sunteți implicat direct, nu mai sunteți în politica centrală, așa cum ați făcut-o în trecut, și să-mi spuneți cum vedeți dumneavoastră Mihai Apostolache, acum cadru didactic universitar, da, în trecut parlamentar PSD, ceea ce se întâmplă în acest moment pe scena politică românească, în interiorul Partidului Social Democrat și, de ce nu, și la nivel local. Dar toate astea după o scurtă pauză de publicitate, rămâneți în continuare alături de noi.